Marian Miu Trandafir, mulțumesc că ai fost de acord să mai prezentăm o idee de grădină telespectatorilor noștri, o grădină pe care ai amenajat-o, ai făcut proiectul și ai asistat în permanență la lucrările care s-au derulat. E o grădină pe o suprafață mai mare, e la cineva care stă în afara Bucureștiului, așa că a avut teren suficient, ca să zic așa, să-ți faci de cap, nu? Au fost măsurat 715 metri pătrați. Hai să o luăm cu începutul. Deci e intrarea. Intrarea respectivă se face printr-o poartă foarte mare, amplă, și atunci poarta a rămas pe mijlocul terenului, acum deja împrejmuit total. Și trebuia să fie o parcare în partea dreaptă și o grădină de intrare către zona de casă. Numai că și aici erau două intrări în casă, trebuia ținut cont. Ieșirea din garajul acoperit, din coace era un garaj descoperit. Fiind mai multe autoturisme, trebuia să găsesc soluție. Dar de aici se vedea toată curtea. Și trebuia făcut, bine, am făcut filmările înainte, am făcut fotografiile înainte să văd din toate punctele cum se poate vedea piscina, locația, amplasamentul, trecerea prin zona respectivă, pentru că a trebuit pur și simplu să tai un pic din pavimentul vechi, să cedezi grădini noi, ca să facem și toate instalațiile. Am văzut chiar din intrare, ca să zic așa, niște jardiniere foarte frumoase, da, înălțate. Le-ai făcut din ce? Ele au fost turnate separat. Diferența este de 25 de centimetri între ele, pe spate cu piatră neagră, pe față cu piatră albă. În principal, mă gândisem la niște scoarțe de pin. Dar pe urmă, când mi-am dat seama ce spaliere vom pune și am găsit un distribuitor de piatră în apropiere, nu mai era necesar să vin la București, și am văzut că au de calitate și un preț foarte bun, m-am gândit să schimb și am făcut jardinierele. Până să ajungem la jardinierele respective, ei au foarte multe discuții cu beneficiari. Lor, da. Și am găsit o locație mică, la început, cu o masă cu 4 scaune, unde se poate rapid să factureze, să dea o semnătură sau pur și simplu să bea o cafea. Am văzut niște alei care erau niște dale încadrate de piatră, dau foarte bine în curte, în verdele gazonului, pe lângă gazon, dar mai ai un motiv pentru care le-ai aranjat așa, în afară de faptul că e o imagine frumoasă? Era trecerea, în momentul când folosești piatra lângă aceste dale încastrate, vrei să delimitezi două spații. Aici era ceva. Coboram din vechea grădină către noua grădină, din piscină, am creat noi trepte la mijlocul acestui spațiu ca să ajungem la fântână. Această fântână mare de 5,40 m cu două curge de 60 de cm. Am schimbat un pic fundalul de la ea. Piatra de jos am restructurat tot ce exista, s-a făcut totul nou, absolut. Și trebuia să ajungi la ea. Și n-avea, adică în 6-7 metri nu poți să-ți dai seama de toată amplitudinea dacă nu faci o alee, care era încadrată cu acea arcadă minunată, pusă la început, pe unde treci către zona respectivă. Arcadă cu glicină. Arcadă cu glicină, la dorința beneficiarului. Iar acolo am găsit o băncuță foarte interesantă, o băncuță care este și băncuță și este și suport pentru cafea la mijloc. Foarte interesant și este cu un material care ține de porțelan și îmi ținut foarte mult pentru a pune în zona respectivă. Am mai văzut și o vatră. Da, era un colț care îl găsisem foarte bine poziționat în spatele grădinii. Acum dau din casă cum ar veni. M-a anunțat că în scurt timp, pe terenul din spate, voi putea să construiesc, pentru că este tot al beneficiarului. Dar se hotărăște mai târziu ce ar vrea să facă acolo. Și am făcut-o în speranța că acel gard va dispărea și va fi folosit și pentru partea din spate. Adică un tot unitar să putem să facem în construcție. Acolo, da, într-adevăr, este pentru 12 locuri cu pernițe, cu tot ce trebuie. Lumină de desubt, puse ca să se poată vedea pietrișul pe care l-am pus jos noaptea. Iar în zona respectivă se ajunge tot pe paviment. Lângă această vatră am construit
cu mare grijă o zonă de bambus uscat. A fost foarte greu pentru că înainte la duceam din Ungaria. Nu s-a mai găsit, n-am mai putut, s-a întrerupt cu pandemia cu China, n-am mai livrat China și atunci cine a avut, pe unde a avut. Am găsit la un cetățean, la o firmă, în sfârșit îi mulțumesc foarte mult, le-am adus până în curte, îmi trebuiau 25, dar am găsit 21, că așa era, le proiectasem și le-am luat cu mânuța, le-am corectat. E o întreagă tehnică la ea de băgat, pentru că nu poți să-l bagi așa în beton, pentru că în timp se va tăia și te trezești cu el jos. Și da, trebuie structurat într-un anumit fel. Lumini de desubt, în momentul în care s-a prins, se văd toți capace sus negre, ca să se vadă finalizarea respectivă a tuburilor. Și bineînțeles că, nu vă ascund, am pus și cabluri pentru boxe ca să se facă intimitate, muzica se aude în toată grădina. Există un mod de a-ți alege dalele, culorile pe care le folosești? Texturile la piatră le ducem către casă. Când casa este făcută, trebuie să ne dreptăm către casă. Sau proiectul trebuie făcut pentru ce îl facem. Dacă găsim o casă care nu este, este la roșu, întrebăm ce culori vor fi folosite, ce structuri din lemn sau altceva, atunci putem să folosim orice. Dar când o avem deja pregătită, e clar că ne vom folosi. Erau deja pavimentele făcute lângă piscină și atunci trebuia să găsim culoare care să ducă. Gardurile au fost făcute cu o culoare care să ducă către ce aveam în totalitate. Deci toate lucrurile când le faci în grădină, le alegi. Singurii lucruri pe care puteam să le fac altfel au fost fântâna, vatra, aceste locuri cu bambus sau jardinele acelea alveole respective care sunt ridicate către gard să se ridice plantele când vor ajunge la maturitate. Fântânile sunt semnătura dumneavoastră pe proiecte. Nu cred că am văzut un proiect fără fântână. De ce? În orice grădină sunt câteva elemente care trebuie să le ai. Trebuie să ai lemn, să ai piatră, trebuie să ai apă și verdeața care e normal să ai. O fântână înseamnă sănătate. O curgere de apă. Te gândești că ești la munte undeva, într-o cabană, unde chiar cauți să auzi izvorul respectiv. S-a constatat, este medical, deci nu este o chestie pe care am făcut-o, că această apă care curge susurul respectiv îți aduce îmbunătățirea în momentul în care vrei să te relaxezi, să-ți revii după un servici, după probleme grave pe care le cu sănătate, cu tot, stând acolo pe băncuță. Din această, bineînțeles, ne gândim și cum arată estetic, da? Că în primul rând noi facem o curte, o organizăm, o grădină. O organizăm, pe urmă îi dăm și specificul respectiv de frumusețe, că trebuie să fie, omul trebuie să aibă de toate acolo. Dar tehnic vorbind trebuie să o facem de așa natură încât să arate foarte bine și să fie funcțională. Dacă faci ceva frumos și nefuncțional, o să ne lovim de ele pe-n cult. De-aia trebuie foarte bine stabilite pe unde te duci, ce spațiu îți trebuie, dacă vrei să te așezi, unde vrei să te așezi, ce vezi când te așezi acolo, pe scaun, pe fotoliu sau unde. Faci o jardinieră și zici, domne, nu o văd decât într-un singur loc. Pe când aici, în proiect, ați văzut că ele sunt atașate din zona de piscină către zona de care a luat-o mai nou, a cumpărat-o mai nou acum. Și ele sunt pe toată lungimea cu trepte, dar acolo am schimbat, am pus catalpa, n-am mai pus plante mici, pentru că se vedea în spate și am zis, mai bine niște globulari la 1,5 m, 2 m, ca să se vadă bine. În fine, se vede că s-au mai făcut câteva schimbări. S-a respectat proiectul, dar în teren, peisagistul are posibilitatea să amenajeze și să schimbe, bineînțeles, cu acordul proprietarului. Pentru mine a fost o mare bucurie că am găsit un om care a înțeles despre ce este vorba, se ocupă cu altceva, este din alt domeniu. Dar ideea este că a înțeles că dacă vrea să facă ceva frumos în grădină, trebuie să-i lași pe specialist să-ți arate despre ce este vorba. Mulțumesc mult de tot! Sunt sigură că ne vom mai întâlni. Poate dacă telespectatorii noștri vor trimite întrebări pe adresa emisiunii, o să încercăm să le răspundem punctual, poate cu poze sau cu, eu știu, ceva, să le întindem o mână de ajutor. Mulțumesc frumos pentru astăzi și să aveți o zi plăcută! Mulțumesc, să rămâne, la revedere!